Astăzi, la conferința de presă de la Poliția Locală s-au evidențiat activitatea serviciului desfășurat pe parcursul anului care a trecut, precum și măsurile preventive luate de polițiștii locali în vederea diminuării riscului infracțional de pe raza municipiului Alba Iulia. Purtătorul de cuvânt al Poliției Locale, Marius Ardeleanu, a precizat că au fost aplicate peste 2000 de sancțiuni, dintre care 641 au fost cu amendă. De asemenea, Poliția Locală a asigurat buna desfășurare a tuturor evenimentelor care au avut loc în orașul nostru în anul 2012, printre care și manifestările de Ziua Națională și alegerile parlamentare, iar în unele cazuri au fost ajutați și de camerele de supraveghere video. Atât la alegerile locale cât și la ultimele alegeri parlamentare, nu au fost evenimente chiar din punctul nostru de vedere, adică n-au încercat nimeni să murdărească, distrugă împrăști afișele sau să... Campania electorală, cel puțin putem să spunem că s-a desfășurat civilizat aici pe raza municipiului Alba Iulia, n-am avut probleme de distrugeri sau alte chestii de genul ăsta, cum se mai întâmplă poate prin alte părți. Tot în anul care a trecut, noi, așa cum bine știți, noi am și avut discuții și cu dumneavoastră despre un sistem performant de supraveghere video. Există la ora actuală niște camere amplasate în municipiul Alba Iulia cu care, uite, și-au adus contribuția spre soluționare în 4 dosare penale. Totodată, Poliția Locală a asigurat menținerea ordinii și liniștii publice, s-a implicat în fluidizarea traficului în zona istorică, precum și monitorizarea traseelor de nord și de sud ale cetății Alba Carolina. Acum, la sfârșit de an, Poliția Locală vă urează sărbători fericite și vă asigură că puteți conta pe ajutorul lor și în anul care vine.